Bine ați venit la cerminți și ne bucurăm foarte mult că, iată că în cele din urmă, Florendal a ajuns din nou în Corbina, din nou la cerminți. Aici, în această superbă sală, cu 2 ani în urmă, am avut o expoziție foarte frumoase a pictorului Timișorean, Constantin Florendal, care a pornit, rădăcinile căruia au pornit tot de la cerminți din Corbina. Pe mine e sigur că Constantin Florendal este din limba sărbeană, însă este un motiv cu Florendalii din Corbina. Astăzi ne bucurăm că avem o astfel de expoziție despre care se poate vorbi la nesfârșit. Cât de mult a iubit Corbina, ce a făcut pentru Corbina și grație căruia Corbina este reprezentat de cultura românească ca un tot întreg. Nu am fi știut astăzi, de exemplu, dacă nu ar fi existat George Florendal, nu am fi știut astăzi cu siguranță că această casă, care va fi muzeul de aia de o casă de la Romulu, este ea, într-adevăr, casa care s-a aflat acolo unde s-a aflat ziua de astăzi, fiindcă, cu ani în urmă, cineva dintre cei de la arhivă, de la muzeul și de unde au început să spună că nu ar fi această casă, ar fi altceva. Iată că George Florendal ne-a lăsat-o pe pâzi. Nu am fi știut astăzi cum a arătat biserica de la Copila Herța. Nu am fi știut astăzi atâtea pictori frumoase care le-a făcut la bisericile din Bucovina și nord și sudul Bucovinii, dacă nu ar fi lucrat Leovenzal aici și multe altele, dar cel mai reprezentativ lucru care a rămas pentru noi, pentru Bucovine, sunt tipurile lui țărani. Ceea ce am făcut la George Florendal, scriitorii Camil Petrescu, Cezar Petrescu, Mihail Sadoveanu, s-au referit la aceste tipuri de țărani pe care îi cunoaștem din diferite albume, le-am văzut la diferite expoziții. De exemplu, a fost foarte plăcut surprins, fiind la Ciucea, la muzeul de la Ciucea, la Octavian Goga, acolo una dintre sări este înfrunzețată cu Madonna Dacoromană, George Florendal. Sau George Florendal e foarte reprezentativ și foarte simbolic pentru noi că își alegea prototipurile chiar și din stradă. De aici unde ne află noi, se află Piața Teatru. Și iată că bunica Ariadna vedea la piață și alegea prototipurile pentru maestru. Ne pare foarte bine că doamna Ariadna a dus aceste bine la picturii lui Florendal și a reușit să ajungă la cerminți. A existat un tablou, din păcate s-a pierdut în timpul războiului, Madonna Bucovinei. Cred că mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. E o frumoasă Madonna, îmbrăcată cu un cojoc, dos, lățos, așa. Din păcate s-a pierdut originalul, s-au lăsat, au rămas copiile. Am avut mare noroc ca în anii 90 spre 2000 să o cunosc. Era prototipul acestui tablou, este o țărancă, a fost o țărancă, Dumnezeu să iei că a murit, din Mahala, care s-a chemat Ana Maximeță, cu care am vorbit. Am fost acasă, ei erau două surori. Nu au fost căsătorite, cu care am vorbit și mi-a povestit de a fi răbăr cum a fost găsită doamna Florendal, cum a fost adus acasă la maestru și cum a pictat. Și câte multe altele nu se pot spune. Toată lumea a obosit. Deci, galeria noastră e foarte frumoasă și mai devreme mai avem și de văzut în încheiere. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit cu Florendal la cerminți și am aflat că veți vizita, sigur că veți vizita orașul Florendal pe care l-a iubit atât de mult.
Pentru asta vreau să vă fac obligatul, să vă ajute să cunoașteți cel mai bine. Am văzut un acolo, la care ați fost dumneavoastră. Vă mulțumesc!